că v-a spus deranjat la viceprimar. Mai doresc să știți altceva? A fost greu să ajungeți? Nu se putea lua de la bun început decizia de astăzi? Păi eu tot timpul am avut disponibilitate și deschidere și am așteptat din partea, spun de o lună de zile, că aștept propunerea PNL. Astăzi s-a decis lista de atribuții. Din partea mea, cred că a fost o mână întinsă către PNL și către liberali, în primul rând, pentru că am fost alături în campanie și eu nu uit lucrul ăsta. Și sper să nu mai apară elemente care să distorsioneze relația noastră de colaborare, la fel cum s-a întâmplat în trecut. Astăzi a fost din nou o confirmare în discuția care am avut-o cu domnul Iliuță, că putem colabora rațional și eficient, la fel cum s-a întâmplat și atunci când am lucrat în primărie. Acum au intervenit anumite elemente care au dus la plecarea domniei sale exterioare, e altă discuție. Când așteptați să aveți noul viceprimar? Luna asta, luna viitoare? Nu știu, depinde de decizia strictă pe ele, dacă vor face în această ședință și în ședință. Avertismentul cu referendumul din partea președintelui PNL, Florin Turcan, este un element care să... Nu comentez tot felul de declarații de-astea cadrez la categoria... Cancan? Nu, mult spus. Mici diversiuni și... Încerc să nu iau în capul toate declarațiile domnului Țurcanu, pentru că n-am mai reușit să facem nimic. Am stat în fiecare zi doar să facem scandal. Trebuie să facem treaba aici, nu că de asta ne-au votat oameni. Ce ședință ți-a făcut cu cei de electroafa și în sacul?